o înțelegere picată între două părți, se mai întâmplă și la case mai mari, și în alt fotbal poate, și în alte situații. Nu e nimic ciudat până aici. Ce mă surprinde în cazul lui Marius, al lui Șumudică, este faptul că eu zic că a fost o ofertă bună și poate că trebuia acceptată, mai ales că o clauză pe 15 martie de locul 8 era realizabilă și dacă ai încredere în tine ca meseriaș în orice domeniu de activitate, accepti această clauză. Că doar vii să faci un rezultat, nu vii să nu faci rezultat. Unde credeți că s-a... Clauzele de reziliere bilaterale iar sunt firești. Au avut și Dan Petrescu, au avut și Mutu, am înțeles la Rapid. Sunt normale de o parte și de alta. Deci nu cred că în România la ora asta cineva face, multe cluburi pot face o asemenea ofertă. Sunt 3-4 cluburi care pot să facă o asemenea ofertă unui antrenor. Mai ales când vine și cu stafful. În condițiile în care oferta, spuneți că a fost atractivă, unde credeți că s-a frânt totul? Ce a nemulțumit? La aceste condiții, din câte am înțeles, la aceste condiții. La 15 martie locul 8 și la clauzele bilaterale. Și la o eșalonare a primei de instalare, din câte am înțeles. Da, asta dacă... Marius Șumudică s-a temut că nu o să primească această primă de instalare dacă va fi dat afară Rapid. Deci primele... Toate datorile pe care le-a avut acest club din 2018, din 2008, scuze-mă, care au venit pe linia UEFA-FIFA, au fost achitate, toate datorile către jucătorii plecați au fost achitate și n-ai cum să nu le plătești, chiar dacă ajungi în cel mai rău caz, să zicem că cineva ar fi de rea credință și n-ar vrea să le plătească. Ajungi la comisii și stipularea în contract este foarte clară și precisă. Deci n-ai cum să pierzi acești bani. Deci pe ce loc trebuia să fie Marius Șumudică cu echipa? Pe locul 8. Pe locul 8 când? Locul 8 la terminarea campionatului sezonului regulat. La încheierea sezonului regulat? Da, da, deci nici măcar 1-6. Incredibil. Și să te noi am pe locul 8 pentru că juca și de două baraje. Dacă... Da, dar mi se pare incredibil că ce e așa de greu Această echipă anul trecut a terminat pe locul 7, da? Și a disputat barajul cu CFR Cluj. Corect? Da. A plecat un singur jucător de bază, sau important, să zic așa, Duarte. Da. Restul sunt aici. Avem cel mai bun atac la ora asta din țară. Avem un jucător care este... Nu e pe vorbe, e pe cifre. Pe cifre, cele mai multe goluri marcate, da. Și cele mai multe primite. E, aici, antrenorul care vine trebuie să rezolve problema, că de-aia e antrenor și de-aia are licență pro. Din câte știu eu în fotbalul ăsta, atunci când nu merge ceva, un compartiment, un jucător, un tandem, ceva de genul ăsta, joci puțin mai aglomerat, din ce am jucat și eu puțin fotbal. Nu-i lași pe aia în situații dese de 1 la 1, să zicem. Și atunci trebuie să pun fie un închizător între fundașii centrali, care să nu se prea miște de acolo, fie joci ofensiv și nu are adversarul mingea, nu știu ce soluții găsești și de-aia ești antrenor. De-aia e licență pro, de-aia ceri atâția bani, nu? Să rezolvă aceste probleme. Că dacă vii tu ca antrenor și mă pui să mai cheltui vreo 2 milioane de euro să aduc nu știu ce jucători, bă, așa știu și eu. Mă pun eu antrenor sau Dinu sau Orceanu și dăm drumul la antrenorat. La după Haaland, pe mâine, pe știu eu pe cine și dăm drumul la Chivă, că suntem campionatul cu 3-4 jucători de ăștia și câștigi campionatul. Am înțeles. Aș vrea să vă întreb legat de aceste clauze. Bănuiesc că din fiecare parte, dinspre club sau dinspre antrenor, trebuia să se plătească o sumă dacă existau demisii sau demiteri, nu? Da. Și totuși aici... Condiție care nu prea a fost acceptată. Nu e normal să fie acceptată. Păi da, ne aducem aminte că, de exemplu, Dan Petrescu vrea să meargă la Naționala României când era la CFR Cluj, dar avea o clauză de reziliere a contractului pe care n-a vrut să o plătească. Pentru că zicea, apoi mă duc să lucrez la Națională gratis, cât am de plătit către CFR Cluj. Ce e normal să procedezi în felul ăsta, mai ales la sumele astea. Și... i s-a permis, ce nu i s-a permis nimănui, balua din Mutu. I s-a permis să vină cu tot stafful, i s-a permis și lui Șumudică. Deci lui Marius Șumudică i s-a permis să vină cu tot stafful. Asta este un detaliu foarte important, mai ales la Craiova. Păi da. Deci mai mult de atâta ce vrei. Dar suflet că-ți mânecile și apucă-te de treabă. Mai mulți bani nu se poate în România. Steaua nu te vrea, Rapid am înțeles că nu vrea, CSU are antrenor, șef și nu te vrea. La ce alt club, din afară de cele 4 plus noi 5, pot să mergi pe sumele astea în România? Spuneți-mi și voi. Da, nicăieri nu există o... Păi, și atunci? Și atunci înseamnă că ți-ai tăiat craca, sau posibil, nu-i doresc, că mie mi-e simpatic, Marius. Poți să stai craca de sub picioare singur pe teritoriul țării și de acum încolo, probabil, la banii visați și la clauzele dorite, vei găsi pe cineva în țările unde e mai antrenat. Discutați mă gândesc, adică eu aș accepta să-i fost în locuri, mai ales că prima și ultima performanță a fost campionatul în 2016. Sunt 7 ani de atunci. E adevărat. Adică parte, cumva, din când în când antrenorii trebuie să-și reconsidere profesia. Să fie o nouă provocare. Hai să vă demonstrez că pot mai mult. Eu pot mai mult, nu că vorbesc mai mult. Pot mai mult. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar cum e cu această frază pe care ne-a arătat-o Marius Șumudică, cum că trebuie să demonstrezi că ai un nivel de inteligență peste medie când lucrezi la club? Sunt contracte standard, nu numai la noi. Sunt contracte standard cu inteligență peste medie și în corporații, și în federație și așa mai departe. Sunt contracte standard, formulări standard. Nu trebuie să-ți fie frică de așa ceva. Asta e așa, dacă vrei să găsești o glumă și să o pui pe seama unui neprofesionalism, atunci poți să faci mișto, cum se spune. Doamne, mă pui să semnez că sunt inteligent peste mediu. Sunteți în discuții putea să negocieze, domnule, nu vreau fraza asta aici, nu vreau propoziția asta, tai-o. Care e problema? Sunteți în discuții cu Ilie Stan? Deocamdată suntem în discuții cu mai mulți antrenori, nu pot să dau nume. Din ce am înțeles, patronul s-a și confirmat că nu, cu Ilie, cu Stan. Sunt alți antrenori cu care suntem în discuții. Dar mă gândesc că... Vom avea și antrenori și nu vom retrograda, stați și suporterii și cei care ne cântă prohodul, că totul va fi regulă. Nu arătăm mai echipă care se joace la matineu. Da, asta fără îndoială. Sunteți în discuții cu, mă gândesc totuși, cu antrenori care sunt din România, români sau străini, care lucrează aici, pentru că e greu pentru un antrenor străin să se acomodeze rapid cu ce se întâmplă la noi în campionat. Niciun antrenor, din punctul meu de vedere, din ce fotbal mai știu și eu, nu poate ridica nivelul unei echipe și sunt statistici la nivel mondial, nu inventate de bine. Mai mult de 20% valoarea unui lot. Vorbesc de același lot, nu dacă îți mai aduci încă 10 jucători. Același lot. Și atunci acest lucru era perfect realizabil pentru Șumudică, de la locul ocupat acum, până la locul 8 în martie, să nu uităm că ar fi fost și o perioadă de transfer în ianuarie, nu? Da. Ar fi fost perfect realizabil. Deci nu cred că dacă îți schimbi lotul și aduci alți jucători și cum a procedat CFR-ul și a câtea 5 campionate la rând, da, se poate, dar înseamnă alt buget. Ori limita noastră este aici, unde ne-am zis cât ne placum, nu mai mult. Și așa eforturile sunt considerabile. Pentru următorul meci cu Farul, credeți că veți avea un antrenor principal nou? Nu știu dacă vom avea până atunci, sperăm. Dacă nu, vom continua cu ce avem și cu cine este acum la club. Și, repet, depinde foarte mult și de jucători. Eu am jucat în viața mea cu antrenor plecat la pauza meciului un retur întreg la Oradea. Eu am jucat și am promovat din divizia B în divizia și antrenorul Gigi Stai, cu fie iertat, pleca la pauza meciului să prindă avionul de București, la Oradea. Deci am jucat și așa, ca să vă spun din aia veche. Am jucat și cu antrenor pe care nu-i băgam în seamă. V-a scris tot ce aveți de făcut? Nu, ne-a lăsat la pauză și a plecat. Super. Deci, hai să nu mai, că depinde foarte mult și sigur, vorbim acum de acum 40 de ani, de acum 40 de ani. Nu mai e posibil. Dar până la urmă, asta vreau să spun, că până la urmă depinde în mare, mare măsură de jucători. Și de felul în care acționează ei și de valoarea lor și de momentul respectiv. Poți să prinzi și o zi slabă, poți să prinzi și o zi mai bună. Am prins cele 30 de minute, dacă ai văzut meciul cu Voluntariul, în care am dat 3 goluri în 30 de minute. Sunteți precum Brazilia romantică. Dumneavoastră trebuie să vă propuneți să dați un gol mai mult decât adversarul. Bine ar fi să reducem din cele 4 pe care le cam primim la 2 și atunci ar fi 2-2. Sperăm să reducem la 1, să fie 2 pentru noi de obicei. Păi nu, că deci aveți dacă luați doar 2 pe meci, că aveți o medie bună de goluri marcate, v-ați putea permite. Da. Nu, ideea e că și într-adevăr cu apărarea faci treabă. Apărarea se câștigă și campionatul și meciurile. În urmă, oricine intră în teren are un punct la începutul meciului. Bă, de la trebuie ținut și dacă mai pui ceva la zestre, atunci ai 3. Dar unul